ai construit sau ai cumpărat? Am cumpărat, am renovat și închiriez. Ok. Și cam câte ai, sau ca să ne facem o idee așa, să facem un calcul. Ca și domnul președinte, 6 case. Am. 6 case. Da. Bun, bun, bun. În oraș, acolo? Sunt în, 5 dintre ele sunt în Londra, periferia Londrei, deci vorbim de zona 6, să zic. 4 dintre ele sunt luate în coprioritate cu banca, e un tip de credit care la noi nu se găsește, îi spune buy to let, practic. Banca îți oferă o dobândă bună, doar că n-ai voie să stai în casă, adică ești obligat să o închiriezi. Și una e cumpărată cu banii jos, cum se zice, și mai am casa în care am locuit eu, lângă Southampton, Winchester se numește, un oraș superb, cu un nivel de trai foarte ridicat. Și aia e dată în chirie, dar e dată unor prieteni, vecini, foști vecini de-ai mei, unguri din Ungaria. Uh-huh. Ne-am înțeles foarte bine și când am plecat am zis, ok, hai să le dăm lor, chiar dacă iau mai puțin bani, dar suntem și eu și soția, suntem atașați cumva de casa asta și atunci e acolo. Dacă deci, vrem să mergem, putem să stăm în ea, de exemplu. Aici e treaba mai simplă, dar celelalte 5 cum sunt administrate? Ai o agenție care se ocupă? Nu. Am închiriat mereu la români și acum toate 5 sunt doar români. Mi-e mai simplu așa că oamenii mă cunosc și mai există și un probabil respect și atunci n-am avut și chiar n-am niciodată probleme și am un alt prieten acolo care locuiește în Londra și mă mai ajută când e nevoie de ceva. Excelent. Da, și oamenii zic, băi, sunt la gardul și în casă nu pot să-i sparg omului. Da, și adevărul e că, adică am fost și eu înțelegător, n-am fost chiriașul ăla care să zic, a, nu plătești luna asta, ieși afară, știi? Când am avut probleme sau așa, ok, las că-mi dai luna viitoare, că nu... Băi, aici a funcționat mult și mintea ta și flerul și poate oamenii care te-au sfătuit că ai făcut investițiile astea. Da. Mie mi se pare că în cariera ta nici nu știu dacă e să cântărești așa cât ai avut ghinion și cât ai avut noroc. Că mi se pare că ai avut ghinion, că de multe ori te-ai oprit din cauza accidentărilor. Pe de altă parte, ai avut noroc că te-a prins acolo. Tu erai sub un contract bun. Da. Nu, știu, lumea mi zice des că ce ghinion ai avut. Dar nu am cum să privesc ca fiind ghinionist. Niciun caz. De fapt, noroc. Adică am avut noroc. Acord. Da, un noroc în general. Adică nu mă gândeam vreodată, eu crescând la satul mare, că voi ajunge vreodată în Premier League. Nici nu îndrăzneam să visez la așa ceva. Știi că au făcut la un moment dat englezi, uite, mi-am notat aici, făcuseră un calcul câți bani ai câștigat pentru fiecare meci jucat și erau vreo 776.000 de euro pentru fiecare meci jucat. Asta cu răutate așa un pic. Da. Da, astea sunt făcute, calculate cumva la salariu pe 4 ani, că am un contract pe 4 ani și că am jucat, nu mai știu câte meciuri, cred că vreo 18, dacă am... Ceva de genul, dar în toate competițiile au fost vreo 18 meciuri, da. Te deranjează discuțiile astea sau ești pur și simplu împăcat cu situația și zici, băi, bravo mie că am câștigat? Nu pot să mă deranjează situația, dar așa, cum să zic, regretul meu cel mai mare este că n-am reușit în Premier League, clar. Adică dacă ar putea cumva să dau timpul înapoi, aș încerca să fac lucrurile altfel, clar. Pe de altă parte, uite că iar vorbim de balanța aia, poți să privești și așa, să zici, băi, am ajuns în Premier League, gândește-te la cum e situația în fotbal românesc în momentul ăsta, greu va mai ajunge un jucător să joace în Premier League. Da, clar, asta a fost, știi, mereu când am avut probleme cu accidentările, așa am încercat să mă, cum să zic, să privesc partea plină a paharului. Bă, sunt totuși în Premier League, am ajuns aici, e meritul meu, sunt fericit, am o familie frumoasă și așa mai departe. Dar a rămas, știi cum e acolo, undeva era, îmi lipsea chestia asta, că nu, în plan sportiv, lucrurile nu mergeau așa cum vreau eu. Ca să încheiem discuția asta de investiții, de bani, a investit și în România, parcă acum vreo 2 ani, construise niște blocuri, nu? Un bloc, vândut apartamentele? Da, s-au vândut foarte Și ai continuat pe zona asta de imobiliare? Am continuat, doar că încă aștept autorizație de construcție, urmează să încep al doilea proiect, tot în Râmnicu-Vâlcea, acolo a fost și primul proiect. Da, și am investit și în România destul, tot în imobiliare. Adică e un domeniu care îmi place. Te gândești să te extinzi și în București, să construiești aici? Momentan nu, pentru că București e totul mai scump. Adică începând de la terenuri, la mână de lucru și așa mai departe, plus că asociații mei, am 2 asociați, sunt din Râmnicu-Vâlcea și atunci ei sunt zi de zi acolo în momentul în care construim. Eu n-aș avea timp să merg la Vâlcea atât de des sau... Și adevărul că nici mă pricep așa la firul ierbii, știi? Eu sunt mai mult
investitor și m-am ocupat, să zic, de promovare. Cam asta a fost rolul meu. Și plus că aici, în București, piața e ocupată de Gigi Becali. Și de familia lui. Mai ales aici, în zona de nord a Bucureștiului. Bun, care crezi că e următorul jucător care va ajunge în Premier League? Am primit întrebarea asta destul de des și am zis că nu cred că vom mai ajunge, cel puțin nu văd pe cineva. Acum, pe urmă, am să aminte că e un fotbalist cârjan la Arsenal și a mai fost pe bancă la nu mai știu, cred că fost în Europa la un meci, cred. Era la echipa la sub 23 și da, a fost rezervă la câteva meciuri. Deci, probabil, în momentul de față, el ar fi, nu știu, cel mai aproape. Chiar dacă poate nu va ajunge să joace la Arsenal, poate va ajunge la o altă echipă, nu știu. Oricum, m-aș bucura. L-am mai avut și pe Pașcanu și m-am întâlnit cu el. Am fost la un moment dat, acum vreo 4-5 ani, la Leicester. Am făcut acum un interviu cu el și mergea foarte bine. La sub 21 era titular, era foarte încrezător, începuse să primească convocări și la echipa națională, câștigase Leicester City titlul în Premier League, n-a reușit să facă pasul ăla. Și vreau să te întreb, ce se întâmplă în momentul ăsta în care fotbalistul român ajunge într-un campionat puternic? E așa un șoc, l-ai simțit și tu, legat de cum se pregătesc ei, de, nu știu, atitudine, mentalitate? Nu pot zic că am simțit un șoc. Mi s-a părut clar o diferență foarte mare între cu ce eram eu obișnuit vis-a-vis de viteză de joc. Mie asta mi s-a părut cel mai greu. Viteză de joc, preluare, pasare, minge. Adică totul era mai rapid. Parcă niciodată n-aveam timp. În momentul în care primeam mingea, eram obișnuit în Liga 1 să preiau mingea, să urc, să, nu știu, să driblez. În parcă acolo n-aveam timp niciodată. Adică asta mi s-a părut cel mai greu. Culmea că eu credeam că sunt un fundaș central tehnic, abil, din punctul ăsta de vedere, și când am ajuns acolo mi s-a părut că sunt cel mai deficitar la partea asta, da. Adică asta mi s-a părut cel mai greu. Și, sigur, asta probabil e, nu știu, mai mult specific campionatului englez, orice meci am jucat, nu exista să zic că e un meci în care nu simțeam adversarul că e 100%. Că se mai întâmplă să zici, bă, au o zi proastă și astăzi avem și noi 2-0 și stăm liniștiți sau ceva de genul ăsta. Nu exista parcă orice adversar, orice atacant întâlneam, te lovea, era non-stop, agresiv, alerga, adică te hărțuia non-stop, ca fundaș mă refer, adică asta mi s-a părut. Totul era la intensitate maximă. Da, nu exista o zi în care să zic, am prins un atacant care, nu știu, n-are chef astăzi sau într-o zi proastă sau... Dar uite, asta nu cumva ține de mentalitate, de cum crește fotbalistul român, care are impresia că mai există și zile de astea când adversarul... Probabil. Eu, apropo de Pașcanu, că am avut perioade, mai ales după accidentări, în care am jucat și eu la Under 23, că așa era... Mă rog, Under 21, ulterior s-a schimbat în Under 23 și chiar am jucat împotriva lui și l-am cunoscut și eu, că am jucat cu Southampton Under 21, cu Leicester. Și m-am și antrenat câteva antrenamente cu echipa, că se consideră echipa a doua. Sunt obișnuiți, într-adevăr, de când sunt mici, să vorbească foarte mult, în sensul de organizare și așa mai departe, să fie agresiv, să facă totul la o altă intensitate. Și mi s-a părut ciudat un pic să merg la antrenament la echipa a doua și să aud atâta gălăgie în jurul meu. Toată lumea, hai, bă, come on, nu știu. În continuu se încurajau și așa. Chiar dacă nu erau atât de abil, să zic, tehnic, ca și, nu știu, alți tineri pe care îi văzusem eu în România, să zic, de vârsta lor, 20, 19, 18, cât avea, dar, în schimb, la capitolul ăsta erau foarte bine. Dar poate asta le făcea cumva să crească și spiritul, energia în teren, da, nu? Categoric. Că toată lumea era super implicată.